Salutare, sunt Optimix și la Kaufland este o acție. O acție foarte interesantă legată despre... Salutare, sunt Optimix și la Kaufland este o acție foarte interesantă legată de Star Wars. Acolo, dacă cumperi ceva cu suma de 200 de lei, primești un pliculeț a câte două cartonașe. Ce sunt cu cartonașele acestea și multe alte chestii legate de Kaufland și Star Wars vor fi în acest video. Primul punct. Cartonașele. Cartonașele v-am spus dacă cumperi ceva cu 200 de lei. Sau poți să le cumperi un plic a câte două cartonașe cu 8 lei. Un plic. Cartonașele acestea sunt foarte, foarte bune. Sunt oaie, dar nu se deformează foarte ușor. Ei au o funcție foarte secretă care vă spun mai încolo. A doua, voi strângeți o mulțime de cartonașe de astea. Și ce puteți face cu dânsele? Desigur, să le puneți în catalog. Ce-mi place mie că catalogul acesta, primele foi sunt foi educative, care îți pun ceva interesant, ghicitori acolo, de exemplu rețete, cum să faci super cocktail sau ceva. Și apoi deschizi catalogul și îți pui tăti cărțile. Următoarea chestie, ochelari. Da, sunt la Kaufland și ochelari. Is VR și is din carton. Is pentru telefon. Puneți aici telefonul, închideți și vă duceți în lumea virtuală. Da. Cel mai interesant că ochelarii acestea costă fix atât cât și catalogul. Și catalogul, da, el costă 39 de lei 90 catalogul și 39,90 ochelari. Și cu cartonașele acestea, cu ochelarii acestea și cu catalogul acesta, poți face ceva interesant cu ajutorul aplicației de la Kaufland, care este pe Google Play și App Store. Când intri aplicație, poți alege numele tău, laserul tău și droider tău. Apoi poți să treci niște jocuri cu cartonașele sau poți să le scanezi. Dacă scanezi, de exemplu, simplu cartonaș, el așa bă simplu alb și îți duc în colecția ta virtuală. Dacă el are un semn cu ochi, apoi să aibă funcție, de exemplu, așa bă sunet sau să apară un om. Dacă scanezi coperta de la catalog, apoi poți să faci niște jocuri care sunt în aplicație. Sunt speciale jocuri care poți să te joci cu catalogul. Și cu ochelarii poți să te duci în lumea virtuală, să călătorești prin cosmos cu ajutorul ochelarilor acestea. Eu partea cosmosul n-am verificat-o, pentru că telefonul acesta care filmează nu suportă VR, dar telefonul care suportă VR am eu, n-are aplicația asta. Dar Ginic are o mulțime de aplicații care poți să ieși cu ochelarii acești.